Primul gol al gazdelor a venit în minutul 7, când Bolohan a primit o pasă de la Măldărășanu, a centrat excelent pentru Schumacher, care a înscris din interiorul careului. Centralul Anghelinei nu vede. Balonul ajunge la Nicolae Constantin, care după o cursă solitară marchează superb în vinclu. Mai târziu, Falemi îl găsește bine pe Dănciulescu, acesta combină cu Carabaș și fostul echipier al lui FCR Național îl învinge pe rădule tabelă. Același Carabaș centrează bine și Trică, nemarcat în careul advers, expediază Oghiulea, care îl învinge pe Rădulescu. Autorul